făcut-o din adinsul ca astăzi să o putem primi și pentru sufletele noastre. Însetate, cred. Zicea acolo Domnul Hristos pe muntele fericirilor. Ferice de cel însetat și de cel flămând după neprihănire, că cel va fi săturat. Acum, dacă am vorbit despre mântuirea oferită în darul veșnic al lui Dumnezeu, pentru cine este de dorit, este ca o mâncare plăcută și este binevenită această mântuire? Pentru cine este valabilă scăparea în general? Numai cine se bucură dacă e vorba de o scăpare, de o mântuire? Cine se bucură? Deci mă gândesc că numai cel care este prins, care nu este liber, care îl primește să-și piardă și viața, probabil. Și atunci află că este scăpat, că cineva vine să-l scoată, că e rezolvat cazul lui. Dacă un om stă liniștit acasă, bine mersi, și află că s-a dat, eu știu, decizia de grațiere pentru tipul de crimă sau pentru tipul de criminal sau de, eu știu, călcător al legii cu tare. În ce măsură îl afectează? În ce măsură privește un asemenea om? Păi e niciun fel. S-au dat, mi-aduc aminte pe vechea de vremea vechiului regim, să le deau din timp în timp tot felul de decrete prezidențiale, prin care anume tipuri de infractori care petreceau în închisoare erau grațiați. Nu mi-am uitat să mă fi bucurat în mod special ca persoană la un astfel de decret. De ce? Păi simplu că nu eram în situația mea. De ce nu are gust mântuirea veșnică pentru noi copiii lui Dumnezeu? De ce adesea ne se pare atât de, să zicem așa, lipsită de culoare, de parfum, de oferta lui Dumnezeu și nevoirea aceasta pe căile Lui? Nu cumva din pricină că nu ne privește. Domnul Iisus spunea mult mai simplu toată treaba asta. Zicea, căci Fiul omului n-a venit, să vedem acum nu pentru ce a venit. Am tot învățat de-a lungul vremii pentru ce a venit. Dar pentru ce n-a venit? N-a venit să mântuiască pe neprihăniți. Pentru că nu cei sănătoși au nevoie de Domnul. Și dacă vine doctorul, te bucuri foarte tare, nu? Dacă are și remediu cum venit, doar când? Păi când ești bolnav. Dacă vine doctorul și nu ai nimic, bun venit, ne-am întâlnit cu el. Foarte bine. Și pentru el și pentru tine. Dumnezeu să ne ajute să evaluăm cu sinceritate acest capitol. Tresaltă inima mea când aflu despre mântuirea veșnică oferită de Dumnezeu. Dacă nu, dacă mă simt bine, sau în regulă, să zicem așa, dar nu pot să spun că explodez de bucurie, se poate foarte bine întâmpla că, de fapt, n-am nevoie de ea. Că, de fapt, nici nu mă aflu pe lista celor pentru care Domnul Iisus a venit. Deci, Domnul Iisus a venit să umple de bunătăți, nu? Pe cei cu inima curată și să dea afară, cu mâinile goale, pe cei neprihăniți, pe cei care sunt plini de ei înșiși. Deci, asta este profeție cu privire la Domnul Hristos. Suntem dintre cei care pleacă dinaintea Lui cu mâinile goale sau suntem dintre cei care ni se umplu brațele de bunătățile cerești? Dacă ne gândim acum la sublinierea acestei învățături, care Domnul Iisus cred că a considerat-o foarte importantă, de aceea i-a dedicat o anume pildă. Ne gândim la pilda fiului risipitor. Acea sărbare minunată care a fost oferită din bucuria sufletului acelui tată pentru toți prietenii și cunoscuții lui, pentru toți angajații lui și pentru toată lumea care era la casă. Acea sărbare pentru cine a umplut cu totul inima de bucurie? Cel mai tare, cine s-a bucurat în sărbarea aceea? Cum? Tatăl. Și
cel puțin deopotrivă cu el sau la nivelul lui, cine s-a mai bucurat? Cine crezi? Sigur! Cel în cinstea căruia s-a făcuse toată treaba. Nu? Pentru că era iertat, era primit, să aștepta să primească un post de slugă, cine știe pentru câtă vreme până dovedește credincioșia întoarcerii lui pe drumul bun și după aceea mai vedem, așa să aștepta el că o să fie venit acasă. Doamne, nu sunt vrednic să fiu mai departe copilul tău, fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și în loc de asta, ce primește fiul? Locul din față, din capul mesii, locul de sărbătorit, locul de fiu. Asta n-ai cum să explici. Hai că te mai pune în capul mesii, se mai făceau, nu? Către împărații din vechime, luau unul din supușii împărăției o zi și ce era invitatul împăratului. Te punea în capul mesii, te trata bine, mâncai la masă împăratul o zi. La ziua următoare ducea acasă. Deci, acel supus al împărăției nu devenea fiul împăratului. În Luca 15, fiul risipitor nu mai e fiul risipitor, e cine? Fiul prea iubit al tatălui. Acest copil al meu, acest fiu al meu, asta devine el. E viu. Asta spun. Era mort, aia, și aia e valoros să luăm la inimă. Dar acum e viu. Și pentru că era adevărat și pentru că el simțea că așa este adevărat, bucuria lui era fără margini. Dacă n-ar fi înțeles cât era de pierdut, n-ar fi înțeles cât de fericit e acum că e din nou fiu. Dacă n-ar fi înțeles că era mort, n-ar fi înțeles că acum e viu. Și nu s-ar fi bucurat probabil așa de tare sau nu s-ar fi bucurat aproape deloc. De unde știm asta? Pentru că zici că tatăl acela mai avea un fiu. Mai mare problemă cu dimensiunile astea ale copiilor cu Dumnezeu, care fac cele mai mari de servicii. Când erai mic, îi zicea profetul numele Domnului, lui mare de împărat Saul, nu te-a ales Dumnezeu din toate semințile și te-a făcut mare, acum ai ajuns mare, ești un fiu mai mare, da? Află că te leapă pe Dumnezeu. S-a îndepărtat împărăția de la tine și că l-a prins Saul și s-a tras Samuel, că nu mai are ce discuta cu el. Și s-a sfârșiat haina, nu? De profet al lui, a prorocului. Și atunci i-a mai explicat toată, așa rupe, așa sfârșie Dumnezeu de la tine împărăția, care ți-a dat-o prin harul de bunătate, nu erai tu bun și nu o meritai, dar ți s-a suit la cap, ai ajuns mare. Pilda din Luca 15. Și mi-e groază, Dumnezeu știe în ce măsură să vorbește și mie. Și fiecare să ne cercetăm inimile, fiecare în dreptul lui. Nu încercăm să aplicăm așa unul la altul. Mare. Fiul mai mare a venit și el de pe unde a avut treabă. Și a auzit bucurie, a auzit cântece și jocuri, a auzit sărbare acasă. A chemat un slujitor. Pentru că n-avea o relație cu tatăl atât de deschisă încât să meargă să-l întrebe direct. Păcat. Degeaba era mare cum să putea. Măcar atâta pricepe și el. Să aibă o relație de om mare, de om matur cu tatălui. A chemat pe cineva să-i spună indirect. Când a aflat, s-a mâniat, zice. Cum? La sărbătoare? S-a mâniat. Păi nu s-a bucurat. Și acum mai spune pilda că un om avea, câți fii în pilda asta? Doi fii. Iată cel mai grozav adevăr care ne lovește direct pe toți. Deci toți copiii lui Dumnezeu, dacă pretindem că nu suntem coborâți din copac, suntem copii de maimuțe, dacă recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Creatorul și ținem ziua de odihnă, pentru că amintim în mintea noastră memorialul creațiunii, că în șase zile a creat Dumnezeu și ziua șaptea s-a odihnit. Apoi putem ști că suntem copiii lui Dumnezeu, fiii lui, de două feluri, nu de 15, nu de 3. Deci un om avea doi fii. Adică ori sunt fiul risipitor. Și când o să taie vițelul îngrășat pentru mine, o să mă bucur. Și ne tot să-mi spună, te iert de toate nebunile pe care am făcut, o să mă bucur. Și o să-mi curgă lacrimile să-mi doadă sub barbă, că mă primește și pe mine. Și o să fiu conștient că nu merit.
Și o să zic, Doamne, măcar acolo, la animale, în spatele curții, acolo, ca păslugi, să mai mă privești, dar și o să fiu lângă tine. Pentru un asemenea fiu, Dumnezeu o să zică, ba nu, în capul mesei, cu mine pe tron, pentru că ai biruit, ce ai biruit? Am citit versetul următor. Patimile, poftele, inclinațiile, firea pământească, care spunea că ești mare, că ești perceput, că știi să-ți rămâi viața, care te-a dus la răscoală față de mine. Le-ai biruit. Și meriți să șezi cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalipsa, capitolul 3, cu 20. Asta este una dintre posibilități. Nu mai e decât încă una, doar. Pot fi tot fiul, tot iubit de Dumnezeu, se spunea la lecțiuni, se repeta, că dragostea lui Dumnezeu e necondiționată. Poți fi celălalt fiu, tot iubit de Dumnezeu, mai mare, care nu știe să se bucure, care nu are păcate, prin urmare, nu are a sărbători nimic. În inima lui, iertarea, mântuirea, sărbătoarea inimii fericite a Dumnezeu, nu înseamnă nimic. Ba, din potrivă, produce mânie. Pentru că fiind mai mare, ți se pare că ești un bric, că e altul și mai mare ca tine, nu? Adică astăzi, fratele meu mai mic, e pus mai deasupra mea pe scaunul din capul mesei, unde era locul meu. El plecase pe drumurile străine, ani de zile, să-i fie rușine, nici mai trebuie să fie frate cu mine. Acest fiu al tău, zicea el tată, nici de cum frate cu mine, treaba ta că-l mai recunoști de fiu. Ce? Două posibilități, nu trei. Vă spun că mi-e foarte greu să recunosc în fața dumneavoastră și, în general, în fața propriei mele inimi, că adevărul sfânt este că Dumnezeu nu are decât doi fii. Ori fratele mai mare, ori fiul risipitor și fericit pentru el, pocăit, întors, vindecat, înviat din morți. Într-o viață nouă, fericită, în slujba Tatălui Său iubitor. Tatăl era la fel de iubitor pentru amândoi. Hai să mai punem o subliniere. Fiul mai mare. Ți-am slujit ca un rob toată viața. Cea mare. Unde-i bucuria slujit? N-ai tăiat și pentru mine, măcar acolo un mier, un mier, un ceva, să mă bucur odată cu prietenii. Pentru că bucuria mea nu-i cu tine, bucuria mea nu-i la sărbările tale, bucuria mea nu-i de fiul al tău, bucuria mea e fără tine, cu prietenii mei. Adică eu sunt, de fapt, egal cu fratele meu ăla, care cu prietenii lui, asta a făcut ani de zile. N-a fost cu tine, nu s-a bucurat cu tine, măcar a fost pe față. A plecat, s-a dus cu prietenii lui. Care e diferența între ei? Nu erau ei în aceea situație? Ba da. Dar era mai grav pentru care dintre ei. Hai să vedem acum. Cine are curajul să-și dea o părere? Să-mi dea o părere. Uite, sora Tencuța ne spune că mai grav dintre fiul risipitor, care a mers și a chefuit cu desfrânatele și care a risipit banii de alăgă, așa, și fiul mai mare care l-a slujit, cu credincioșie amară de ani, ca un rog. Cazul mai grav era al fratelui care? Ați spus? Al fratelui mai mare, cazul mai grav. Suntem de acord cu sora Tincuța. Dacă n-am scris sfârșitul, da. Sfârșitul nu se știe. Suntem de acord. Nu? De ce suntem de acord că e mai grav asta, să slujești ca un rob? E așa de grav să slujești lui Dumnezeu ca un rob. Dar o slujire e bună. El ne reabă la ascultare, El ne cheamă. De ce e grav? E groaznic. Pentru că nu se poate pocăi. De tipul ăsta de slujire nu se poate pocăi. Pentru că el zice că e bun. Nu te pocăiești doar de lucruri rele. Îți pare rău doar de lucrurile rele. Dar de lucruri bun cât de ușor te pocăiești. Păi nu te poți pocăi niciodată.